11 spălătorii auto, 4 vulcanizări și 10 servisuri auto din județul Giurgiu au fost controlate de către inspectorii de muncă. Controlele s-au desfășurat în cadrul unei campanii de verificare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității în muncă, în cadrul firmelor care au ca obiect de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor. În perioada iunie-august s-a desfășurat cea de-a doua etapă a acțiunii. Până acum, inspectorii de muncă au constatat 76 de deficiențe. De 76 de deficiențe constatate, ocazia cu care s-au acordat 76 de avertizmente, dintre care 73 de avertizmente și 3 penalizări financiare, cuantum de 10.500 de RON. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă, activitățile din domeniul reparării și întreținerii autovehiculelor au un mare impact asupra securității și sănătății lucrătorilor, prin faptul că riscurile pot genera accidente și pot afecta atât lucrătorii implicați în mod direct în această activitate, cât și pe cei care utilizează un mijloc de transport întreținut necorespunzător. Campania va continua până în luna noiembrie, punându-se accent pe activitățile specifice de sezon, cum ar fi schimbarea cauciucurilor iarnă-vară, precum și activitățile desfășurate în perioadele cu temperaturi extreme.